Sfârșit de săptămână încărcat pentru salvamontiștii hunedoreni care au intervenit pentru salvarea unor turiști accidentați în zonele montane din județ. Două fete în vârstă de 11 ani, una din zona Hațegului, iar cealaltă din Făgăraș, s-au ales cu traumatisme multiple după ce s-au accidentat la schi în Râușor. Salvamontiștii au intervenit prompt pentru a le acorda primul ajutor fetelor. Deci două accidente au fost pe pârtea de schi de la Râușor, două fete, ambele de 11 ani. Bine, n-au nimic comun, că nu sunt rude, nu nimic. Una cu o claviculă ruptă cu deplasare, fractură de claviculă cu deplasare și una cu ligamentele rupte sau inflamate, întindere de ligamente la picior. Deci cam astea au fost cele de pe pârtii. Dar ce s-a întâmplat? Și... Se dădeau cu schiurile, cu sania? Ce s-a întâmplat? Cu schiurile, amândouă cu schiurile. Creșterea bruscă a temperaturii generează, ca de obicei, conform legilor fizicii, înmuierea zăpezii, da? Zăpada devine grea și nu mai poți controla schiul așa ușor, ca pe o zăpadă înghețată sau afânată. Tot se întâmplă inevitabil accidente. Minorele au fost transportate de către salvamontiști și predate medicilor de pe ambulanță, aceasta fiind procedura. Totodată, duminică seara, salvamontiștii au fost solicitați din nou, de data aceasta pentru a salva o femeie de 40 de ani din Cluj, care se afla pe traseul de acces spre Cabana Pietrele. Turista a fost accidentată, ea suferind o fractură la un picior. Cea din Pietrele, când a terminat programului, a fost chiar la sub Cabana Pietrele, un accident la schi de tură cu fractură de tibie și peroneu, presupunem noi, la fractură clar, care a necesitat transportul, tot așa, cu achea, UTE-ul la ambulanță. La 10 seara s-a terminat acțiunea. În această perioadă există și pericol de avalanșă în unele zone montane din județ. Există pericol de avalanșă în zonele, mai ales că s-a numit zăpada, în zonele cu depuneri mari de zăpadă pe vâlcele și pe voile schiabile, da. În zonele de creastă, undeva la 2000 de metri. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de vis.